Un nou centru de vaccinare s-a deschis pe bulevardul Alexandru Averescu la Căminul Garnizoanei, unde vor fi disponibile 400 de doze de Pfizer pentru persoanele care doresc să se imunizeze. Locuitorii comunei Berca se vor putea vaccina la acest sfârșit de săptămână, începând cu ora 9:30 la Liceul Tehnologic Sfântul Mucenic Sava, unde va fi prezentă echipa mobilă de vaccinare. Doritorii vor putea alege între Pfizer și Johnson & Johnson. Tot în acest weekend, la Berca va fi prezentă și caravana cu medici, unde 15 medici alături de asistenți vor oferi consultații gratuite de cardiologie, neurologie, oftalmologie, dermatologie, ginecologie și nu numai. Sunt așteptați atât adulți cât și copii pentru un control de specialitate și pentru a primi recomandări pentru un stil de viață mai sănătos. De asemenea, în premieră la Buzău va fi organizat un maraton al vaccinării. Cu această ocazie va fi deschis un centru special la Muzeul Județean. De mâine dimineață, de la ora 8, timp de 24 de ore, buzoienii sunt așteptați să se vaccineze. Participanții vor primi și un bilet gratuit pentru vizitarea muzeului. În ultimele 24 de ore, aproximativ 1700 de persoane au ales să se imunizeze cu prima doză de ser anticovid.